Deci, judecători, capitolul 15, începând cu versetul 9, pagina 278. Atunci filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la Lehi. Bărbații din Iuda au zis, pentru ce v-ați suit împotriva noastră? Ei au răspuns, ne-am suit să legăm pe Samson ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă. Atunci 3000 de bărbați din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson Nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci? El le-a răspuns. Le-am făcut așa cum au făcut și ei mie. Ei au zis, noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor. Samson le-a zis, Jurați-mi că nu mă veți omorâ. Ei au zis: Nu vrem, numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorâ. Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci, Duhul Domnului a venit peste el. Funile pe care le avea la brațe s-au făcut ca niște fire de in, ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea o mie de oameni. Și Samson a zis, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi. Cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână și locul s-a numit Ramat Lehi, aruncarea fălcii. Amin. Până aici cuvântul. mereu în introducerea mesajelor din viața lui Samson încerc să fac o istorie mai înainte ca să rămânem în minte cu ceea ce s-a întâmplat și să putem la rândul nostru când trecem prin Scriptură să avem o schiță generală. Samson este ultimul judecător din cartea judecători. Este descrisă ultima stăpânire sub care se află poporul Israel, stăpânirea filisteană, și cea mai lungă. Povestea vieții lui Samson începe cu un portret al părinților lui, mama lui și lui, portrete care sunt prezentate în două apariții a Îngerului Domnului. Ne este prezentat după portretul părinților, portretul acestui eliberator, cel puțin până acum, în trei postaze. Prima dată când el curtează o fată de la filisteni, a doua oară ne este descrisă căsătoria lui, o săptămână de nuntă și a treia oară, al treilea episod, cearta lui cu filistenii. Da? Și este acolo un ciclu de răzbunare. În toate aceste trei episoade, Samson este trădat prima dată de soția lui, chiar la nunta lui. Samson este trădat apoi de prietenii lui. Și Samson este trădat apoi de socrul lui. Și am observat cum Samson gustă din plin ce înseamnă să trăiască ca un cananit, ca un filistean. Acum, în această dimineață, vom observa ceea ce este urmarea acestor trei episoade. Faptul că el coboară la filisteni, că se căsătorește în filisteni, căsătoria lui este ruptă. Da? Știm că filistenii se răzbună pe socul lui și îl omoară, Samson se răzbună pe ei și bate, și acum filistenii se întorc înapoi după Samson. Deci este un ciclu din ăsta vicios în care Samson se răzbună pe ei, ei se răzbună pe el și tot așa. Acum ce vom observa după portretul părinților a eliberatorului, în acest loc ne este descris pe scurt portretul poporului lui Dumnezeu. Până aici nu prea știm în ce stare era Israel. În punctul acesta ni se dă o imagine a ce era Israel, datorită faptului că autorul cărții preia una dintre cele mai puternice seminții din Israel care era Iuda. Dacă vă uitați în cartea Iosua veți vedea că Iuda a fost vârf de lance în cucerirea Cananului. A fost una dintre cele mai tari seminții. Ei au condus campaniile militare. De acolo s-au născut oameni foarte viteși. Și în mod intenționat, scriptura din toate semințiile lui Israel ne duce la această seminție. Și ne arată că dacă seminția asta era decăzută, atunci celelalte seminții mai slabe ale lui Israel, cu siguranță erau și ele în aceeași stare. Acum, noi când citim cartea judecători sau orice altă carte din Biblie, în special cărțile istorice, narrative, unde găsești povești frumoase pentru copii, noi nu citim ca să facem un studiu istoric a evenimentelor care s-au întâmplat atunci, că nu asta este ideea, da? să studiem istorie ca la școală. Scopul nostru este ca în aceste evenimente să descoperim lucrarea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi. Nu lucrarea lui Dumnezeu pentru poporul lui de atunci. Sigur, trebuie să vedem cum a lucrat Dumnezeu atunci, dar să facem un pod, da, o legătură pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi. De aceea noi facem un studiu expozitiv, adică la rând, dar aplicativ. Adică ceva ce este relevant pentru noi care ne aflăm astăzi în contemporaneitate. Da? Pentru că principiile lui Dumnezeu de lucru în poporul lui rămân aceleași în toată istoria. Deci acesta este scopul nostru în studierea acestui pasaj Aș dori să subliniez trei lucruri în dimineața asta Primul lucru să ne uităm la poporul lui Dumnezeu care s-a cananizat Al doilea lucru să ne uităm la izbăvitorul compromis, Samson Și al treilea lucru la faptul că Dumnezeu în ciuda acestor lucruri lucrează miraculos Deci acesta este un lucru pe care vreau să-l observați în această dimineață Deși poporul este cananizat Deși poporul devine, veți vedea, o unealtă în mâna filistenilor. Poporul ajunge să facă treaba filistenilor. Dar este o autosabotare a lui. Izbăvitorul pe care Dumnezeu l-a ridicat, crescut așa cum a crescut, este un izbăvitor compromis, în ciuda faptului că poporul și conducerea era în starea care se aflau, Dumnezeu totuși își împlinește planurile lui în istorie. De ce este importantă această lecție? Pentru că dacă vă uitați la istoria bisericii, și ați face un studiu, care este un studiu foarte dificil și complicat. Pentru că istoria este scrisă de oameni și oamenii o scriu așa cum au înțeles-o ei. Unii au distorsionat în mod intenționat istoria, alții nu au distorsionat-o în mod intenționat, dar au scris-o din perspectiva lor. Da, istoria este prezentată prin ochiul observatorului sau omului care a studiat. Istoria Bisericii n-a fost așa o linie ascendentă. Nici de cum. Nici de cum. A fost sinusoidală, da? A fost sus, a fost jos, a avut sus, a avut jos, a avut sus, a avut jos. Asta a fost. Și totuși, de 2000 de ani Dumnezeu lucrează în istorie. Mulți creștini au ajuns în anumite situații în care au fost atât de dezamăgiți, atât de dezamăgiți de biserică, de poporul lui Dumnezeu, de biserica instituționalizată și așa mai departe, încât au zis, domnule, gata, îi prăpăd, îi ruină. Și da, au fost perioade în istorie în care poporul lui Dumnezeu părea să fie în ruină totală. Vreau să vă dau un exemplu și apoi ne ducem la textul nostru. Vă aduceți aminte pe vremea lui Ilie? Ilie prorocește pentru popor, vorbește pentru Ahav, pentru Izabela și Ilie nu zice la un moment dat, păi nu mai îmi bat capul cu poporul ăsta. E un popor de stricați, e un popor idolatru. Ăsta nu mai e poporul lui Dumnezeu. A rămas poporul Israel în ruina atunci, în ruina în care se afla. -a. a rămas poporul lui Dumnezeu sau nu? Gândiți-vă bine. Dacă nu a rămas poporul lui Dumnezeu, de ce mai lucra Dumnezeu pentru ei? De ce trimite Dumnezeu pe Ilie la Ahab? De ce trimite Dumnezeu să prorocească împotriva Izabelei? De ce? Și aduceți-vă aminte, în ruina aceea profundă, când Ilie spunea, a rămas numai eu singur. ce -i zice Dumnezeu? Te înșeli, Ilie te înșeli, nu este adevărat. Mai am șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Și Dumnezeu într-o singură zi, aduceți-vă aminte, în ruina aceea, una dintre cele mai dezastruoase perioade din toată istoria poporului Israel, Dumnezeu prin Ilie într-o singură zi distruge cultul închinat lui Baal și omoară sute de proroci în aceeași zi. Îi termină. Pur și simplu a desfințat religia. Lubal din Israel. Sigur că au mai existat oameni care apoi s-au întors înapoi și așa mai departe. Dar a fost o lovitură dată în capul șartelui de către Dumnezeu extraordinară. De aceea, dragii mei, lecția este aceasta. În ciuda ruinei, în ciuda decăderii, Dumnezeu are momentele lui și oamenii lui în istorie, care și ei cu greșelile și cu problemele lor, Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Și aceasta ar trebui să fie speranța noastră. Aceasta ar trebui să fie speranța noastră o intervenție a lui Dumnezeu, o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Și ce e important e nu? Când Dumnezeu lucrează să nu fii printre cei care și-au plecat genunchiul, nu? Să zici, bă, o lucra Dumnezeu, am văzut că o lucra Dumnezeu ca poporul Israel. Vă aduceți aminte? În, 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 acel conflict dintre Ilie și prorocii lui Baal, poporul zice, da, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul lui Dumnezeu. Adică Jehova, Dumnezeu nostru care ne-a scos din țara Egiptului, l-au recunoscut pe Dumnezeu, dar l-au recunoscut niște oameni care căzuseră în idolatrie. În timp ce erau șapte mii de bărbați care n-au căzut în idolatrie și au zis așa este, Domnul este adevăratul Dumnezeu, dar au spus de pe partea cealaltă ca unii care nu s-au compromis, care nu s-au închinat lui Baal. Da? Este foarte important pe ce parte ești. Foarte, foarte important. Și acum ne întoarcem la pasajul nostru și cum am zis, ne uităm la popor, la izbăvitor și apoi la lucrarea lui Dumnezeu. Primul lucru, haideți să vedem poporul. În ce stare se afla poporul? Acum avem un atac, unul dintre cele mai mari atacuri ale filistenilor împotriva lui Israel Probabil de multă vreme ei n-au mai atacat pentru că e vrei mirați. Ce aveți cu noi? V-am lăsat să ne stăpâniți și care e problema voastră cu noi? Suntem sclavi? Suntem bine mersi aici? S-au obișnuit. Atunci filistenii au porit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la Lehi. Este un atac împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar să știți întotdeauna, atacurile care sunt pornite împotriva poporului lui Dumnezeu, uneori ele sunt lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Ca să trezească poporul adormit. Era normal ca poporul Israel să fie în pace cu filistenii? Cu cananiții? Nici de cum! Dumnezeu vrea să-i scuture, băi, treziți-vă! Cum v-ați voi de 40 de ani să stați sub stăpânirea filistenilor? Trezirea! Nu, no, dacă li s-ar întâmpla ca biserică ceva, să se pornească lumea împotriva noastră, cu legi, cu persecuție, cu nu mai știu ce lucruri, noi imediat ne tulburăm. Domnule, hai să discutăm cu primarul, cu guvernatorii, cu parlamentarii. Bă, nu e normal. Când noi suntem aici, aici trebuie să fie pace între noi. Dar în realitate și dacă este pace socială, pace și liniște, în realitate standardele noastre, valorile noastre, închinarea noastră, Evanghelia noastră este împotriva a ceea ce provăduiesc și fac ei. nu e așa? Pace în realitate spirituală nu este între noi. Nu există pace. Nu există pace decât prin Domnul Isus Hristos. Așadar, aceste atacuri, de fapt, pot întări, pot trezi un popor care era puternic, dar era aici a dormit. Pot stimula la pocăință. Uite, știți ce se întâmplă când în cartea judecător când de fiecare dată vine un popor să asuprească pe Israel. Ce se întâmplă? Poporul strigă la Domnul, se pocăiește, scoate idolii. Acum nu mai fac așa. Nu zic, vai, au venit filistenii pe noi toți la pocăință să ne recunoaștem păcatele, să ne aruncăm idolii. Nu, zic, ce aveți mai cu noi? Nimic pocăință, nimic trezire. Vedeți, aceste momente de atac pot aduce schimbări dramatice, necesare. Când biserica adormită, biserica compromisă, biserica care Poate a trăit în anumite păcate, când este atacată din exterior, este un moment crucial pentru ea să se verifice înaintea lui Dumnezeu, să se cerceteze înaintea lui Dumnezeu. Ce face poporul? Haideți să vedem câteva trăsături ale poporului. Prima trăsătură este că poporul se obișnuise cu pacea. Pacea cu dușmanii. Zice așa. Bărbații din urmă au zis, pentru ce v-ați uit împotriva noastră? Cu zeci de ani în urmă, era normal să se suie, nu? Pentru că erau ce? Vrășmași, erau dușmani. Evrei trebuiau să-i radă de pe fața pământului. Acum zice, ce aveți cu noi, măi? Poporul lui Dumnezeu s-a obișnuit în pace cu dușmanii și nu vor să fie tulburați de ei. Oare noi ne-am obișnuit? Ne-am obișnuit oare într-o pace compromisă, într-o pace de compromis cu lumea? Am adoptat umblarea lor, vorbirea lor, trăirea lor și auzim oameni din lume care zic, păi voi sunteți ca noi, Zice: Nu mai aveți icoane pe perete. Am auzit pe cineva au zice: Bă, voi sunteți ca noi, mă. Voi sunteți ca noi, suntem exact așa. Că și voi aveți cum avem și noi, și la voi sunt și curvari, sunt și bețivi, și de toate, sunteți ca noi. Nu mai aveți icoane pe perete și nu vă rugați la Maica ca Oare Ori asta e diferența dintre noi și oameni. E trist. E trist dacă ar fi așa. Poporul se obișnuiește, vedeți, cu pacea cu dușmanii. Este un semn al decăderii spirituale. Este un semn al compromisului. Este un semn al depărtării de Dumnezeu. Al doilea lucru, poporul se resemnase sub stăpânirea vrășmașilor. Poporul adoptase această mentalitate și dacă suntem stăpâniți bine, nu e nimic în regulă, lasă, nu e nimic. Vedeți că spun ei? Bărbații din Iuda au zis, pentru ce v-ați uit împotriva noastră? Se duc ei la Samson și zic așa, nu știi că filistenii, versetul 11, stăpânesc peste noi? Vă aduceți aminte când a intrat Israel în Canaan? Cetate după cetate, cetate după cetate, cetate după cetate. Cucereau tot în calea lor. Tot. Făceau misiunea lui Dumnezeu. Tot cucereau în calea lor. Și acum au ajuns la punctul în care filistenii stăpâneau peste ei. Și s-au obișnuit cu lucrul acesta. Mentalitatea de sclav. Știți că sunt credincioși cu mentalitate de sclav? Suntem în trupurile astea păcătoase. N-avei cum, măi, tot în păcat o străim până vine Domnul. Suntem în lumea asta nenorocit. N-ai cum lumea asta te prinde, cum regiile ei, tot ca lumea o să trăim toți. Satana e puternic. Ai impresia că unii vorbesc despre Satana, parcă vorbesc despre Dumnezeu. E puternic. N-ai cum să faci față Satanei. Nu! Asta este. S-au pierdut copiii, așa îi, nu. Vremurile astea nu mai. Copiii așa o să se întâmple cu ei. O să piardă și tinerii, copiii și adolescenții, Bisericilor o să mână pustii Asta e drumul. Asta e drumul. Nu Altceva nu o să se întâmple. Să te obești, obișnuiești cu stăpânirea satanei. Să te obișnuiești cu stăpânirea păcatului, să te obișnuiești cu stăpânirea și influența puternică a lumii și să ți se pară normal păcatul în viața de creștin, să ți se pare normal ca un creștin să fie ca lumea, să ți se pară normal ca copiii noștri să se piardă, tinerii noștri de să se piardă, să se compromită, să ți se pară normal ca la noi să fie exact ca la oamenii din lume. E normal? E normală stăpânirea celui rău și a lumii și a păcatului? Sau Hristos a venit să facă o lucrare la cruce pentru poporul lui, pentru biserica lui, ca să o scoată de sub stăpânirea celui rău. Să o scoată de sub puterea păcatului. Să o rupă din legăturile cu lumea. În resemnarea sub stăpânirea păcatului, a diavolului, a lumii, mentalitatea de sclav este un semn al decăderii spirituale. Ce mentalitate e tu? Sigur când suntem în lumea asta nu ne place mentalitatea de sclav. Comentăm la orice chestie. Că au ridicat taxele, că ăștia vor să ne jecmănească, că ce fac cu banii noștri, că nu-i găsim în sistemul educațional, ce dezastru, e când vedem testele care se fac la nu știu câți ani de zile, că ce dezastru este sistemul medical, că ce dezastru este sistemul politic, că ce dezastru sunt străzile. Comentăm la orice, nu ne place să fim sclavi. Nu ne place să muncim degeaba. Când intrăm pe partea spirituală, gata, suntem capi pirigi cu capul băgat în pământ, ca niște, ca niște găinile care li s-osmulți de vipenele. A, băi, nouă ni l mulți dar tot ăștia ne dau grăunțe. Știți? Ne ducem acolo, așa bătuți, cum suntem, trăim și noi. Nu? Nu e bine. Mentalitatea de sclav nu e, nu e mentalitatea unui creștin. Dar să vedem la poporul Israel. Nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Nu știi că lumea e mai tare decât noi? Este mai tare decât noi lumea? Ce spune Domnul Isus Hristos? Eu am biruit? A biruit-o? Vreau să vă întreb. A biruit-o? Nu l-a omorât lumea pe Hristos? Ba da, dar a biruit-o sau nu? El așa zice că a biruit -o. Asta înseamnă că deși lumea a reușit să-L crucifice pe Domnul Iisus Hristos, planul lui Dumnezeu se împlinea oricum, că asta a fost planul lui Dumnezeu din veșnicie, dar ce s-a întâmplat după moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui? S-a făcut un revers, nu-i așa? Hristos, prin trimișii Lui, prin ambasadorii Lui, trimișii în lumea au început să cucerească, să câștige oameni pentru împărăția Lui Dumnezeu. Al treilea semn al poporului, uitați, Poporul îl vede pe inamic, e <gură> foarte interesant, îl vede ca inamic pe cine? Pe filisteni? Nu la... Ei se duc la filisteni și spui ce aveți cu noi? Și zice Samson și pe se duc și ceartă cu Samson. Care Samson era izbăvitorul lor. Poporul vede inamic pe cel care slăbea vrășmașul lor. Ce făcuse Samson până acum? Le făcuse pagubă la filisteni, așa? I-a băgat într-o... Samson cu vulpile lui a băgat în criză economică într-o singură zi. Corect? Și ascultați, că le-a distrus. Vi, vă aduceți aminte, vi, măslin, grădin, tot praf s-a făcut. Și ei se duc la Samson și îi spun, nu spune, nu se duc și îi spun, mă, filistenii străi, filistenii și mașinile noștri, de zeci de ani de zile. O, dacă ne-a dat Dumnezeu putere, scăpăm odată de ei. Se duc la Samson și spun, lui Samson în versetul 11, ce ne-ai făcut deci? Cine era vinovat? Lui Samson era vinovat. Că Dumnezeu îl ridica să se izbăvească pe Israel. Asta spune. Și el va începe să izbăvească pe Israel. Și ei se duc și se ceartă cu. Ăsta este un semn din nou al decăderii. Un alt semn al decăderii. Deci primul a fost pacea cu dușmanii, al doilea mentalitatea de sclav, al treilea când poporul vede pe izbăvitorul lui, îl vede un inamic. lați mă mai mă, mă, în pace, nu ne mai tulbura. Nu ai putut să-ți gura, nu ai putut să-ți vezi de treabă. Nu zi nimic, nu deranja pe nimeni. Și auzim oameni, ascultați-mă, și asta e vocea șarpelui pe care trebuie să o distingi foarte bine. Oameni care sunt în bisericile creștine și care ne cer și ne spun să nu spunem nimic ca să nu deranjăm cumva pe nimeni. Să nu deranjăm pe sodomiți. Să nu spunem ceva împotriva lor. Că știau acum ONG-uri, îți legați de tot felul de corporații, de prin Suedia, de prin Finlanda, de, de prin Norvegia, care pompează miliarde în, în România pentru agenda lor homosexuală. Să nu spui lucrul ăsta. Să spunem cumva ascuns între între noi. Păi să n-audă cineva. Nu să, noi nu spunem cum trebuie să ne creștem copiii noștri după învățătura cuvântului Domnului, că pentru ei înseamnă abuz și dacă o să vină pe urmele noastre. Noi să nu spunem dacă există corupție morală și așa mai departe. Băi, avortul este deja pus în lege, nu mai avem ce să comentăm. Tăcem din gură. Noi să nu spunem că ceea ce fac ăștia căsătorii, doi bărbați, trei femei sau nu mai știu ce, ales niște travestii, niște porcării, nu sunt căsătorii. Să nu, dar dacă o spunem, să spunem așa, sunt niște lucruri cu care noi nu suntem de acord, să nu fim foarte agresivi, să nu fim violenți verbal. Domnule, să nu fim toxici în vorbirea noastră, să nu cumva să deranjăm pe cineva. Nu, noi trebuie să fim ca niște domnișoare finuțe care să vorbim cu toți abuzatorii și monstrii morali frumos. Moral frumos. Că noi când o să vorbim cu monștrii ăștia frumos, ei să fie, o să zică da. Da, măi, aveți dreptate. Așa e. Bun, vă lăsăm în pace. Faceți-vă voi lucrarea liniștiți în lume, da? Nici de cum. Nici de cum. S-au dus împotriva conducătorului lor. S-au dus împotriva izbăvitorului lor. Așa cum era el. Totuși, era singur care mai făcea pagubă la filisteni. nu e așa? Așa cum o făcea el. Din răzbunări personale, cu motivele lui. Dar era singur care făcea ceva rău la filisteni Și s-au dus împotriva lui. Stare de căzută. Stare de compromis. Stare de compromis. Apoi, un alt semn, al patrulea pe care îl observ aici, este că poporul nu e deranjat de rău comis de filisteni. Vezi, pe poporul nu-l interesează. Păi, Samson, dar de ce ai făcut tu lucrurile astea? Păi, uite ce s-a întâmplat. M-am să mă căsătoresc eu cu o fată de la filisteni și prietenii mei m-au trădat, prietenii mei mi-au amenințat soția la nuntă cu o moară, cu o arde pe ea și casa tatălui ei. După aceea, socrul mi-a luat nevasă și a dat-o la altul. După aceea, filistenii s-au dus și i-au ars casa lui socrului și pe nevasmea mea și pe toți. Uite, am și eu niște probleme. Pe... mi s-a făcut un rău, da? Și s-a făcut un rău, corect? Până și filistenii de acord că i s-a făcut un rău lui Samson. Nu e așa? Vă aminte? Pe ei nu interesează. Pe popor nu-l interesează de rău pe care l-au făcut vrășmașii. Cumva e justifica rău pe care l-au făcut e că ei, sunt mai tari decât noi. Trebuie să trecem cu vederea. Ăsta e compromis. Poporul nu este deranjat în locul acesta de rău pe care l-au comis filistenii. Este deranjat numai de ce a făcut Samson. Acum vă întreb, dacă comparați rău făcut de Samson și de Filisteni, care era rău mai mare? Rău făcut de Filisteni. Pe poporul nu-l interesează. Pe popor nu-l interesează. Poporul vrea să sărute mâna care îl ține sub stăpânire. Și se întoarce împotriva aceluia care provoca tulburare. Noi, noi chiar avem. Pe vremea comuniștilor, era o expresie în scap acum, dar erau, nu știu, aveau ei o, o niște expresii în astea prin care erau uh, numiți cei care provocau tulburare în societate. Aveau ei factori perturbatori, aveau ei niște uh, din ăștia care deranjau social. Și le puneau eticheta asta și aia, aia în continuu suna, da? A, și fratele de Traian Doros care compunea cântări și ăsta, demola societatea comunistă și omul nou și epoca de aur. Ai măi, serios, cu niște cântări le demola. Puneau eticheta asta pe el, o promovau peste tot și zicea, da, Vezi? Au ce tulburare socială. Noi vrem să fie pace și liniște și prosperitate și creștere economică. Epoca de aur. Domne, să trăim bine, să trăim. Cum? Uite, oameni, ăștia sunt potriva noastră. Vedeți, să duc pe ascuns și fac cântări. Mamă, ce lucru grav au făcut ăștia. S-au întâlnit și au cântat. Auzi, îți vine să crezi. Să ceau prin păduri. Că am auzit o grămadă de frați care sunt în viață și spuneau asta. Făceau studii biblice prin păduri, studiau scriptura. Cum puteau studieze liber? Că cine știe ce, ce, ce dezastru era și ce făceau ei? Da? Asta Asta s-a întâmplat, asta se întâmplă aici, este aceeași strategia a celui rău din toate generațiile. Dar ce este mai grav? Uitați! Poporul devine brațul persecutar al propriilor izbăvitori. Te așteptai ca filistenii să ducă să-l prindă pe Samson, nu? Nu era? Erau vrăjmași, era normal. Filistenii să duc să-l prindă pe Samson. Cine îl prinde pe Samson acum? Poporul, fraților. Poporul îl prinde pe Samson. Poporul, Poporul devine trădătorul lui Samson. Samson este trădat de soția lui, că le spune la ăștia răspunsul ghicitorii. Samson este trădat de prietenii lui, unul din tovară și lui ia nevasta. Samson este trădat de socrul lui. Samson este trădat acum de poporului. De asta Samson este o figură singuratică. Este un judecător singuratic. Singurul judecător din cartea judecători care umblă singur, breambura. Pentru că oriunde cu cine a avut tangență Samson, ăștia tot l-au tras în piept, cum spunem. Dar ăștia toți l-au vândut. Ăștia toți au fost împotriva lui. L-au țepuit la fiecare. Pas. Fiecare cu care a avut angență. ăsta este un lucru dezastruos. Care se întâmplă aici. Dar observați, poporul devine brațul persecutor al propriului. Filistenii nici nu se mai mișcă. Că -o, o facem noi cu mâna noastră. Singurul nostru izbăvitor, singurul care face tulburare la filisteni, singurul care începe, ca să spunem, va începe să izbăvească pe Israel. Nu va termina, dar va începe. Singurul care le făcea pagubă, luăm pe ăsta singurul și ți-l dăm ca să instaurezi înapoi liniștea și pacea în robia în care ne aflăm. Să rămânem sclavi liniștiți. Sclavi nederanjați. Asta este o problemă. Dar ce credeți dumneavoastră? Se întâmplă astăzi lucrul ăsta? Se întâmplă astăzi ca bisericile sau adunările vorbesc la mod particular. Să acționeze împotriva propriilor lor izbăvitori. Dumneavoastră vă aduceți aminte pe vremea comunistă Cine vindea pe Eu am auzit și știu caz exact, adunare exactă, caz studiat bine. După ce a căzut comunismul, unul din ofițerii care se ocupa de niște frați din adunare, s-a dus și a chemat pe un frate de bătrân din adunare care a suferit foarte mult. Foarte mult. Bă, le știau ăștia lucruri care se întâmplau în casa lui, avea impresia că îl vindeau copiii. Și zice, și a zis, Bă, vrei să spun cine Cine vă făcea vă un ecaz? Era unul din slujitorii adunării principal, unul din păstorii adunării. El avea lista, știa tot, absolut despre toată lumea, tot. Absolut. Ei să se abotau între ei. Așa nici nu mai trebuia să deplaseze nicăieri. Să vină noaptea, să facă verificări, să intre peste ei. Nu, că să ducea și le deau totul pe masa întinsă. Sigur, nu mai suntem în situația extremă. Dar să știți că în multe feluri și asta se întâmplă exact același lucru exact același lucru. Discutam uh, cu cineva și spuneau că uh, cele mai multe reclamații care se fac în România pentru verificări, pentru ce au oamenii, dacă își plătesc impozitele sau dacă și așa mai departe, cele mai multe reclamații sunt făcute de vecini. Este ceva în noi. Doamne, nu suport să, să, ne facem rău, rău nouă înșine. Și zice, zicea persoana să zice, nu facem față cu verificările. Că ăștia în continuu telefonează, în continuu să vând, în continuu să dau. De asta am spus, că noi ne gândim, oh, suntem în pace, suntem în liniște, avem prieteni, avem vecini buni, bine. Ascultați-mă. Dacă s-ar instaura un sistem tiranic sau dictatorial, ne-am vinde, nu zic despre noi, dar ne-am vinde pe nimic. Pe nimic ne-am vinde, pe un pumn de făină. Nici pe un kilogram de zahăr nu te-i vinde. Doar că în poporul lui Dumnezeu lucrurile ar trebui să stea diferit. Nu credeți? Aici se vede decăderea profundă a poporului Israel. Când poporul Israel, poporul lui Dumnezeu devine brațul persecutor al propriului izbăvitor ridicat de Dumnezeu. Ei se ridică împotriva lui. Ei nu stau în spatele lui. Ei nu stau în spatele lui. Știți despre biserică din Statele Unite, care în biserică foarte mare, în timpul pandemiei, sau în diverse state au fost diverse reguli, mai agresive sau mai puțin agresive. Da? A fost libertate mai mare. Le... erau reguli diferite în fiecare stat, fiecare guvernator a avut reguli diferite. Dar într-unul din statele în care a fost cel mai mare blocaj, da? au vrut să deschidă, deschidă paburile, discotecile, dar numai bisericile nu le deschideau. Vă să aminte. Până și atunci ați dădea seama, bă, ceva nu e în regulă. La un moment dat s-au deschis mall-uri, eram buluc acolo, om lângă om, masă lângă masă, dar n avea voie să vii în adunare decât la distanță de 7 km. Doamne, ceva nu era, ceva nu se potrivea. Vă aduceți aminte dacă cum a fost situația. Și în biserica asta din Statele Unite, biserica, adică oamenii din biserică au început să vină la biserică la momentele în care ei aveau programe. Deci nu chemați de păstori, nu chemați de prezbiteri, nimic. Oamenii au venit la biserică. Gata, mă, nu mai erau respectat nicio regulă. Și au la mașini și s-au dus la biserică. Și s-au întâlnit 100, 200, 300, erau câteva mii de oameni membri în biserica respectivă și la un moment dat a trebuit să vină cineva acolo să le predice. Înțelegeți? Și a fost un proces lung, a ajuns cunoscut pe tot teritoriul Statelor Unite și nu doar în afara Statelor Unite, cazul acesta, pentru că au ajuns să fie dați în judecată, evident, de autoritățile statului respectiv, nu știu cât de departe au mers, nu știu dacă au ajuns la Curtea Supremă sau nu, dar oricum, au, până la urmă, au câștigat cazul. Au câștigat cazul, au avut voie să întâlnească în tot timpul pandemiei și de acolo s-a. Sau cam dat lucrurile peste cap împotriva celor care aveau tot felul de gânduri întunecate că oamenii din ăștia sunt și astăzi și încearcă să conducă lumea noastră. Dar ce vedeți? Ce atitudine diferită când poporul lui Dumnezeu înțelege chemarea lui Dumnezeu. Când înțelege chemarea lui Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu zice ce l-a apucat mai pe slujitorul ăsta nostru să întâlnească el la biserică. Lasă să stăm acasă! Slujitorii în același timp erau care proclamau de acum biserica va fi online Ne întâlnim virtual Nu există fraților nicio biserică virtuală Și vă spun și dacă s-ar ajunge la o apostazie și ruină Să nu mai vină nimeni la biserică Tot o duminică dimineața o să vin să aprind becu aici O să intru înăuntru, fac o leacă de foc și stau aici cu pruncii mei Nu există nicio biserică online Nu există nicio biserică virtuală nu există membralitate online, nu există așa ceva până la finalul lumii. Poți să facă ăștia inteligență artificială, poți să facă roboți, holograme, și toate prostiile posibile în lumea asta, că mintea omului este pornită spre rău. Biserica Domnului Isus Hristos, până la sfârșitul viaului. până Isus va veni pe pământ. Și dacă vor rămâne trei oameni într-un loc, ăia se vor întâlni unul cu celălalt față în față. Și unul va scoate o bucată de pâine din buzunar și ăla va aduce niște struguri zdrobiți puțin și vor lua masa Domnului, vor spune un cuvânt din Scriptură, se vor ruga și vor trăi viața pe pământul ăsta. Nu există biserică decât în felul acesta. Când doi se vor întâlni sau trei se vor întâlni în numele Domnului Iisus Hristos, Hristos va fi prezent cu ei acolo. Să ținem minte lucrul ăsta. Noi nu știm ce vremuri vor veni. Să nu dăm înapoi. Să nu dăm înapoi. Să nu devenim noi să ne sabotăm noi pe noi înșine. Și zice, a, dacă o zis, da, domne, facem. Cu... Nu, fraților. Că n-au plătit înaintașii noștri cu sânge degeaba. N-au fundat pușcările comuniste degeaba. N-au suferit degeaba. Ca noi după aia să venim și să spunem, da, să trăiți, executăm absolut orice, orice nerozie pe care voi o puneți ca lege, noi o facem. Chiar dacă e împotriva cuvântului Dumnezeu. Nu se poate, fraților, asta. Este cu neputință. Este o rușine. Ei să vă... Nu va trebui să ne ce Domnul la judecată. Ascultați-mă. Va fi judecată, dar nu va trebui El să ne judece. Ne vor judeca înaintea și noștri. Care au trăit în vremuri mai grele, care au suferit mai mult, care au trăit din punct de vedere economic și social mult mai greu decât noi. Și au fost gata să plătească un preț. Uitați-vă la poporul Israel. Au zis, Bă, mai bine sclav, dar trăiești. Nu? Cum zice, mai bine câine viu decât un leu mort, nu? Puternic, da mort. Lasă! Mai schiolelăiesc așa din când în când, dar e bine așa. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine deloc. Și ultimul lucru pe care vreau să-l obs să observați este că poporul are o relație de suspiciune. Are o relație de suspiciune față de izbăvitorul lor. Uitați, îl vând, nu-l urmează, nu-l susțin. Spune Scriptura așa. După ce le-a explicat, Samson și le-a zis le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Ascultați ce zic ei ca și cum nici au auzit ce au zis Samson. Samson zice, am făcut ca așa mi -am făcut ei mie. Și îi zic așa, Samson, noi ne-am coborât să te legăm. Dar îi spune în față, noi ne-am coborât să te legăm ca să te dăm în mâinile filistonilor. Când găsești scriptura, în scriptură limbajul ăsta ca să te dăm în mâinile cuiva, înseamnă te vinde. Te dă la moarte. Ei știau ce o să se întâmple, ce o să-i facă filistenii. Și zice, noi pentru asta am venit. Indiferent ce treabă aveți voi, noi mergem pe linia noastră până la capă, nu ne-ai cu nimic, nu ne convins cu nimic, nu ne interesează. Noi tot o să te vindem Samson, o să te trădăm. Foarte interesant. Poporul, uitați ce relație dezastruoasă are. Dar hai să ne uităm acum în al doilea rând la Samson. Care este atitudinea lui Samson? Primul lucru pe care vreau să-l observați la Samson, că nici el nu era ușa de biserică, cum se spune, este că Samson acționează, tulburând, vedeți dumneavoastră, două națiuni, făcând război, dar din motive personale. Din nou, era bine să se facă război. Era bine să se bată împotriva filistenilor. Doar că modul în care Samson a făcut lucrul acesta, vedem în toată istoria lui, a fost prin aceste conflicte personale, prin răzbunările lui personale. Auziți ce spune el în textul ăsta. Am făcut așa cum mi-au făcut ei? Nu, știți ce trebuia să spună Samson? Le-am făcut așa pentru că așa vă fac ei vouă de 40 de ani. Treziți-vă popora lui Dumnezeu. Veniți în spatele meu și haideți să scuturăm jugul. Asta trebuia să spun el. Am venit să le fac Dumnezeu m-a ridicat să le fac lor cum ei vă fac voa, nu de un an, nu de doi, de 40 de ani. Asta trebuia să fie cuvintele lui Samson. De aceea slujitorii care acționează chiar făcând anumite lucruri pentru Dumnezeu, doar doar din motivații, din intenții personale, creează o prăpaste între ei și biserică, între ei și poporul lui Dumnezeu. Oamenii nu se pot încolona în spatele lor când sunt lupi singuratici. Hai duci! Le zicea cineva Misi hoinari. Ei umblă de capul lor. Și că fac lucrarea lui Dumnezeu. Nu se poate. Dumnezeu a hotărât să lucrăm împreună. Al doilea lucru pe care îl observ la Samson este că Samson nu are capacitatea de a inspira poporul lui Dumnezeu. Este un moment crucial, ăsta e momentul crucial din viața lui Samson, să știți. Cel mai important moment din lucrarea lui Samson, când o întreagă seminție, cel puțin luptători, dar vin în fața lui. Sunt tot felul de filme și de povești în care ni se povestesc cum anumite... Popoare au venit și au invadat alte popoare și un, un, un luptător, un om reușește să câștige sufletul poporului. Să-i încoloneze pe toți în spatele lor și dacă n-au avut armată bună și dacă n-au avut armament bun și dacă n-au avut armură bună s-au dus și însuflețiți de un anumit om care a spus nu știu ce cuvinte mărețe, s-au dus și au făcut război și au produs o mare izbăvire. Samson are momentul lui acum. Seminția lui dar stă în fața lui și Samson le spune... Eu m-am răzbunat personal ca așa mi-a făcut și ei mie. poporul zice, păi ăsta e de capul lui. Asta e singur, el cu el însuși. Înțelegeți ce faliment. Rolul nostru a celor care slujim din cuvântul lui Dumnezeu este să vă inspirăm, să inspirăm biserica, să inspirăm poporul lui Dumnezeu. Ca toți în spatele Domnului Isus Hristos să purtăm războaiele lui. Al treilea lucru pe care îl vedem la Samson este că Samson își utilizează puterea lui nemaipomenită, dar prin compromis. Totdeauna el prin compromis. Aveți să aminte? Vine Duhul Domnului peste el, omoară leu. După aceea se duce și mănâncă din leu. Uitați ce se întâmplă aici. Vine Duhul Domnului peste el, vă aduceți aminte, omoară 30 de oameni, le ia hainele și duce ca să-și plătească pariul. Acum vine Duhul Domnului peste el și a luat o făga... Și vedeți, uitați, în mod intenționat autorul spune că a luat o falcă de măgar, versetul 15, neuscată. Un nazireu nu avea voie să pună mâna pe trupuri moarte. Mereu, Samson, nu știu, domnule, la mâna lui numai din asta cădeau. Numai femei filistence, numai trupuri moarte, el tot nu nimerea niciodată, nu găsit, el niciodată nu găsea o armă curată. Tot problematic. Folosește puterea pomenită a lui Dumnezeu, dar un compromis. Și vreau să vă spun un lucru și să-l țineți minte. Sunt slujitori lui Dumnezeu astăzi care se compromit și noi ne întrebăm cum e posibil ca Dumnezeu să lucreze cu un om din ăsta compromis. Și oamenii zic așa, Sigur e omul lui Dumnezeu. N-are cum să fi făcut el lucrul ăla. Chiar dacă înaintea ta, dacă cineva ți-ar da o poză și îți spune băi, uite că se vede aici, că e compromis, e din cap până în picioare. Zici, nu, că cum lucrează Dumnezeu prin el? Ascultați-mă. Ascultați bine ce vă spun că în Biblie este evident lucrul ăsta. Vreau să vă întreb un lucru. Când Dumnezeu și-a trimis, Hristos și-a trimis cei 12 apostoli să facă semne și minuni, credeți că a făcut și Iuda sau nu? A făcut. Eu cred că a făcut. Biblia nicăieri nu lasă că Iuda a încercat și nu -i mergea. Biblia nicăieri nu ne lasă că toți 11 ucenici mei încercau, și zice, trimis că... Și zic, bă, mie nu-mi iasă. Nu iasă nimic. Am încercat și eu la voi, de ce merge și la mine nu merge? Nu. S-a înșelat pe el însuși pentru că Dumnezeu i-a dat autoritate prin Hristos și a făcut și el lucrarea, dar el era în Ioan 6, spune că unul dintre voi este un drac. Nu intrase satana încă în el, dar avea în el sămânța aia păcatului, a lăcomiei, a zgârcenii, a narcisismului, a curbării spre sine însuși. Așa că e posibil ca Dumnezeu și în vremea noastră să lucreze nemaipomenit prin oameni. Să se întoarcă oameni la Dumnezeu, să se planteze biserici, să se predice Evanghelia și așa, așa, mai departe și ei să fie oameni mânjiși și compromis. Compromis. R Datoria noastră nu-i să urmăm. Datoria noastră este să recunoaștem că Dumnezeu lucrează în ciuda compromisului și El va face planul Lui. Asta nu înseamnă că noi confirmăm compromisul. Asta nu înseamnă că noi o să ne dăm girul și parafa pe compromisul moral și spiritual al oamenilor. Utilizează puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu în compromis. Ce face Samson după ce biruiește? A ucis o mie de oameni. Și ce face Samson? Ați aminte că a făcut el ghicitoarea la nunta lui. A făcut el o zicală, știți? Era și filozof. Asta e foarte interesant la Samson. Era atât de narcisist încât tot ce făcea el, el face două zicale în viața lui și ambele au de-a face cu el însuși. Ce că zice, hai să facem acum o elogiere a eroului neamului. Și face o elogiere prima dată, zice, vă dau eu, zice, vă dau o ghicitoare. Și în ghicitoarea aia era Samson, ce a făcut el cu Leo și toată, toată treaba de acolo. Acum Samson, după ce biruiește, zice acum, măi, orice biruitor trebuie să aibă o elogiere. Și dacă nu e nimeni să mă elogieze, nu era poporul care să zică, vă aduceți aminte cum îl elogiau pe, Sam, pe, David și pe Saul. Saul a bătut, dar David a bătut zecile lumei. Din... Și zice, acum cine e victorios aici? cine -i? Samson. Cine să-i facă o poezie și lui? Samson, că nu mai este nimeni altcineva. Și atunci Samson își face lui un poem de laudă, o elogiere. Acum, în Scriptură, vă uitați, oamenii duhovnicești al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucra miraculos, oamenii aceia marcau locurile acelea cu niște cuvinte de laudă, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. O ridicau un altar, o aduceau o jertfă, făceau ceva, aveau cântare de laudă, de izbăvire către Dumnezeu. Samson este un slujitor narcisist. Unde totul are de-a face cu el. Și zice, cu o falcă de măgar, o grămadă, două măgrămezi. Cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni. Vedem noi când Samson avunge să recunoască pe Dumnezeu. Dar vedem imediat când îl recunoaște pe Dumnezeu. După ce au exprăvit de vorbit, a aruncat falca de măgar din mână. De ce Biblia precizează detaliile astea? În timp ce era cu falca de măgar, după ce au omorât o mie de oameni, s-a oprit Samson și a avut un moment de inspirație poetică, filozofică și și-a făcut un poem de elogiere cu falca de măgar în mână și a spus, după ce a terminat de făcut poezia, a aruncat falca de măgar. Te uiți la el și dacă l-ai fi văzut pe Samson, ți-ar fi foarte bizar tot ce face. Dar asta este Samson. O figură narcisistă. Își face elogieri narcisiste după propriile lui victor pe care le-a avut prin puterea cui? A Duhului lui Dumnezeu. A Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie alăudat acolo, nu-i așa? Din nou, așa îți dai seama de căderea unui slujitor. Unu, îți dai seama de căderea unui slujitor când face tulburare și ar trebui să facă, dar o face din motive personale. Îți dai seama când nu are capacitatea să inspire poporul lui Dumnezeu când este un singuratic, un haiduc. Trei, îți dai seama când folosește puterea lui Dumnezeu, dar în compromis. Patru, când își face elogieri lui însuși. Auziam recent pe cineva spune, păi eu cât am botezat, eu cât am evangelizat, eu cât am făcut, bă, voi ce ați făcut? Voi ce ați făcut? Acolo e problema, să știți, problemă foarte mare. Dumnezeu e nicăieri. Eu am umblat, eu m-am jefit, eu m-am consumat, voi n-ați făcut nimic, eu am făcut în locul vostru, eu m-am ocupat de copiii voștri, eu v-am înmormântat bunicii, eu mă, eu -s. Deci, bă, aproape mai e puțin și tu ești a patra persoană din Sfânta trime. Să te lăudăm pe tine, să te elogiem pe tine. Și dacă nimeni nu le elogează, dar să știți că în vremea noastră Samson are o grămadă de Samsoni mai micuți ca el, care zic Samson, dragul mame, nicio o problemă, soarele nostru, te lăudăm noi, te susținem noi, te proclamăm noi, te lăicuim noi, te șeruim noi, facem noi elogieri. Asta se întâmplă în vremea în care noi trăim. Și ultimul lucru pe care vreau să-l observați este că marchează victoriile lui în raport cu propriile acțiuni. Auziți ce spune? Și locul acela s-a numit el dă nume compromisului lui, înțelegeți, un nazireu nu avea voie să atingă nimic mort. Și el dă un nume la locul victoriei cum avem noi. Mărăș, mărășe și oi tu, sau avem dealul cu tare sau nu mai știu ce. El dă un loc, la, dă un nume locului a dar după compromisul lui, că a pus mâna pe falcă. Se zice, i-a dat nume Ramat Lehi, aruncarea fălcii. Citești o grămadă de episoade în Biblie unde ei numeau locurile după intervenția lui Dumnezeu. El numește locul ăla după compromisul lui. Nici devine imun la compromis. Nu mai știe că se compromite. Asta e un lucru extraordinar. Și totuși, dragii mei, vreau să observați al treilea lucru. În ciuda canonizării lui Israel, în ciuda compromiterii izbăvitorului, uitați-vă la lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu totuși lucrează. Dumnezeu totuși lucrează. Ăsta este al treilea lucru pe care vreau să-l observați. Da? Dar uitați-vă în ce context lucrează Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în contextul în care vine o mare amenințare a dușmanului. Da? Poporul se predă resemnat. Spune el stăpânește peste noi. Da? Poporul e confuz cu privire la chemarea lui Samson. Este indiferent la rău pe care filistenii l-au făcut lui Samson. Își trădează propriul lor izbăvitor. Da? Samson însuși, uitați-vă la el, este predat legat în mâinile filistenilor. Ca asta spune Scriptura. L-au legat cu două funi noi și l-au scos din stâncă. Asta spune că a făcut, da? Îl lasă singur pe Samson, îl leagă, îl lasă singur pe Samson între mulți vrășmași care erau, că Scriptura spune că au pornit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la lehi. Se urau mulțime mare de oameni. Corect? Și este o mare sărbătoare, o mare bucurie. Când a ajuns la lechi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Din punct de vedere uman, nu mai era nicio șansă ca să se mai întâmple ceva corect. Filistenii sunt mulți la număr. Poporul nu recunoaște izbăvitorul lor. Poporul este indiferent de rău pe care îl făceau dușmanii. Poporul se resemnează sub asuprirea dușmanilor. Poporul vrea să trăiască în pace ca niște sclavi poporul își vinde, își leagă și își vinde propriul izbăvitor și îl lasă singur în mijlocul dușmanilor. Ce șanse era să mai lucreze Dumnezeu? Omenește vorbind, nicio șansă. Dar asta este, asta este o acțiune a lui Dumnezeu pe care o vedem repetându-se în toată istoria. Că nu mai există nicio speranță, Dumnezeu intervine miraculos. Și Scriptura spune că atunci, nu vi se pare interesant, că Duhul lui Dumnezeu a lăsat ca să se ajungă până la capătul dispărei, că nu mai exista nicio șansă. A ajuns în momentul în care a intrat în tabără și filistenii au făcut marea aia sărbătoare, că nu mai exista nicio șansă. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Atunci, nu mai devreme. Nu este interesant. Noi când am, venit, am vrea să lucreze Duhul Domnului? Acum. Acum. Să nu cumva să ne speriem prea tare. Să nu cumva să ne apuce disperarea. Să nu cumva să intrăm în panică. Să nu cumva să ni se pare că am scăpat noi lucrurile din mână. Nu? Așa din tip. Preventiv. Nu, preventiv trebuie să ne facem noi responsabilitățile. Preventiv. Corect? Preventiv trebuie să ne facem noi responsabilitățile. Dar Dumnezeu de foarte multe ori, pentru a se vedea că lucrarea este în totalitatea Lui, lucrează când nu mai există nici o speranță omenească. Niciuna. Legăturile I-au căzut de la mâini. Instant. Miraculos. Da? Imaginați-vă pe Samson, singurul care putea să izbăvească pe Israel legat, corect? Singurul care putea să izbăvească pe Israel legat. Faceți o aplicație pentru noi. Singurele arme pe care noi le avem spiritoare, puse la dispoziție de, la, de Dumnezeu, ca și cum ar dispărea. Nu mai avea ce să facem. Deci, gata, s-a terminat. Da? Nu ne mai putem întâlni nu ne mai putem ruga, nu mai putem cânta, nu mai avem voie să avem părtășie, nu mai avem putere să luăm cina Domnului. Mi s-au luat armele noastre spirituale. Cu ce luptăm noi? Luptăm noi cu furca și cu parul? Nu! Asta sunt armele noastre spirituale în lume. Evanghelia. Evanghelia. Întâlnirile noastre comune. Cuvântul lui Dumnezeu. Cina Domnului. Rânduielile pe care El ne le-a lăsat nouă. Legate. N-ai nimic la dispoziție. Și uitați, fără o armă obișnuită, doar prin puterea Duhului Sfânt. Asta spune că a venit Duhul Domnului peste el. Ce au făcut el cu falca aia au fost a lui. În Biblie se vede foarte clar. Până aici a fost Duhul Domnului, i-au căzut. Gândiți-vă că i-au căzut, asta spune Scriptura, ca și cum s-au rupt instantaneu. Ascultați-mă, omora o mie și numai cu o frânghie. Făcea, azi, dacă știa el să lege vult coadă de coadă și are timp să le prindă făcli făclia acolo și să le dea de drumul, găsea Samson altceva decât, făclia aia, decât falca aia de măgar, sunt 100% sigur. Sunt 100% sigur. Dar, vedeți, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Când ni se iau toate mijloacele noastre, când ajungem la punctul de disperare în care noi nu mai avem lucrurile în mâinile noastre, nu le mai controlăm noi, nu mai putem să facem noi cu înțelepciunea noastră, cu puterea noastră, cu mijloacele noastre, atunci se vede lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Așa a lucrat Dumnezeu în istorie. Nu vi se pare că vorbim foarte puțin despre Duhul Sfânt? Facem noi lucrurile. Nu mai depinde de Duhul lui Dumnezeu. Dar toată lucrarea Bisericii. Toată lucrarea bisericii, absolut totul, trebuie făcut prin lucrarea Duhului Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt. Iar noi ar trebui să conștientizăm, dragii mei, că avem nevoie de, lu de lucrarea Duhului Sfânt, de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. uite te la un copil. Ai un copil care în continuu se enervează, sau în continuu, nu știu, spune lucruri urâte, sau un continuu să ceartă, sau un continuu să bate, sau un continuu face. Schimbă tu caracterul la copilului acela. Doar în privința aia. Nu tot. Doar aia. Poți? Nu poți. A avut părinții, m-a dus la disperare. Dacă pentru tu credeai că poți să schimbi tu caracterul unui copil acolo, e o inimă, e un suflet. E un caracter. Asta e un suflet real, uman, creat de Dumnezeu. Nu poți tu să-l schimbi. Dar ascultă-mă, când vei folosi instrumentele tale. Era falca o armă de război. Hai să vedem și partea pozitivă. Era falca o armă de război. În toată istoria nu și-ar fi imaginat nimeni cum moare o mie de oameni cu falcă. Dar uitați-o, un instrument banal, nu? Ceva care nu avea nicio legătură cu războiul și cu bătaia și cu cucerirea și cu izbăviaia, cu nimic. Când a coborât Duhul Domnului peste el, chiar și cu aia, a reușit să o moare o mie de oameni. Te uiți la tine și ne uităm la noi oameni neputincioși. În familie, în relația cu copiii noștri, în relația unii cu alții în lucrarea lui Dumnezeu pe care o avem de făcut aici în șasa și în împrejurim și ne gândim că suntem mici, noi ne rugăm, ați văzut că ne rugăm în rugăciune? Doamne, ai milă de adunarea noastră? Cum o spunem? Cum îi zicem că e? Cum e? Nu mică, micuță. Temi, te mici, în slabi, avem și noi, îi în împrejurul nostru, avem numai o falcă de măgar. Dar nu de asta depinde lucrarea lui Dumnezeu, nu e așa? Depinde de asta lucrarea lui Dumnezeu? Nu, depinde de Duhul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu. De prezența, dacă noi, dragii mei, dacă noi, în locul acesta, suntem cu inima deschisă să-L avem pe Domnul Isus în mijlocul nostru și ne bucurăm de El și ne strângem în jurul Lui, prezența Duhului Lui Dumnezeu se va manifesta în jurul nostru și lucrurile care se vor întâmpla nu se întâmplă datorită faptului că noi suntem grozavi. Că avem multă mulțime, tot poporul. Nu, Iuda ne-a părăsit, e departe de noi. Bisericile la mari cu mii de oameni e departe de noi, nu e așa? Nu sunt aici semințiile lui Israel. Sunt în altă parte din țara asta, nu e așa? Duceți-vă pe la Arad, pe la Oradea, pe la Timișoara, nu sunt aici, pe la, pe la Suceava, pe la Bistri, la ne vreți dumneavoastră, nu sunt aici. Dar nu de asta depinde succesul lucrării lui Dumnezeu. Îmbărbătați-vă și întăriți-vă cu lucrul acesta. Ci depinde de puterea Duhului Sfânt și de dorința lui Dumnezeu de a lucra. De Duhul lui Dumnezeu depinde. Asta ne arată Scriptura aici. Și ascultați-mă. Uitați ce se întâmplă. Marele prăpăt pe care l-au făcut. A întins mâna, a luat-o și a ucis cu ea o mie de oameni. Vă întreb, ar fi murit oamenii aia singuri dacă Samson nu făcea nimic? A venit Duhul Domnului peste el și vă aduceți aminte, prima dată au omorât un leu. S-a întâmplat ceva bun pentru Israel. Da sau nu? Nu, el s-a dus în continuare la nuntă. S-a dus la nuntă și a făcut pariul ăla, l-a pierdut și s-a dus și a omorât ce? 30 de filistei. Era același Duh Sfânt? Da sau nu? Da sau nu? Da. Era aceeași putere la dispoziția lui? Da. Dar acum a omorât o mie. Ultima dată când s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dăm putere să, să mă răzbun pe filistenii aceștia. Deci că au omorât într-o singură zi. Într-o singură zi mai mulți oameni decât au omorât toată viața lui. Era același Duh Sfânt. Era aceeași putere. Nu instrumentele. Ultima dată când a omorât mai mulți oameni, știți cum i-a omorât? În timp ce era acum. Fără ochi și cum era? Legat era. Era legat, fraților. Și dacă am fi toți legați, dacă Duhul Domnului este peste noi, dacă suntem într-o relație corectă cu Dumnezeu, atunci când suntem nerugăm lui Dumnezeu, când suntem într-o relație corectă cu El, izbăvirile pe care Dumnezeu le va da, nu le va da, ascultați-mă, datorită instrumentelor noastre. O mamă simplă și nu foarte pricepută. Un tată simplu și nu foarte priceput. Un slujitor simplu și nu foarte priceput. Dar dedicat lui Dumnezeu. Gata să facă ceva. Că mulți zic, dacă ar face, dacă ar veni Dumnezeu. Nu frate, tu trebuie să pui mâna pe falca aia. El nu trebuia să pună. Vorbesc acum metaforic, da? Pe lucrul ăla banal și simplu cu care ar zi, s-ar uita cineva la tine și ar râde de tine. Tu bă? Tu nu ești în să faci nimica. Tu n-ai cum, tu ești... ești... N-are cum să iasă nimica bun din tine. Imposibil. Nu te pricepi la nimic. Nu știi să vorbești, nu știi să faci, nu știi, nu știi. N-are cum, nu se va întâmpla nimic. Adunarea asta o să se îngroape. Știți că oamenii au auzit râzând de adunarea noastră? Ce ba ne Și spun: cine. V-a spus la un moment dat cineva, a zis, bă, croitorul se duce acolo și de fapt eu n-am vom gol, nu e nimeni în adunare. Eu ori singur. Nu, nu se întâmplă nimic acolo. Ce se întâmplă? A, în în capul ăla de lumină. Nu, numai aici, la noi o să fac lucrări și mari minuni. Fraților, vă spun, nu m-am mișcat cu absolut nimic. Cu absolut nimic. Lucrarea Domnului nu de asta depinde. Lucrarea Domnului depinde de Duhul lui Dumnezeu. Lucrarea Domnului depinde de Duhul lui Dumnezeu. Și de dorința fiecăruia dintre noi, ascultați-mă, de dorința fiecăruia dintre noi de a pune mâna pe ceva și de a face ceva. Înțelegeți? De a face ceva. De a mișca ceva. Și de uitați, un lucru pe care îl vom mișca va fi de seară. Nu mișcăm niște farfurii, niște sarmale. Ne întâlnim, ne adunăm. Da, este datoria noastră să știți, să facem lucrul acesta. Fiecare dintre noi zice, e un lucru simplu, că ce mare lucru. Nu, 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 nu. Lucrul ăla întărește legătura frățească, lucrul ăla duce la o apropiere unii față de alții, lucrul ăla duce la discuții din cuvântul lui Dumnezeu, lucrul ăla duce la o grămadă de lucruri, anumite răceli care dispar, du duce la foarte multe lucruri. Dar este de datoria noastră să facem niște lucruri simple și în timp ce le facem, să le facem prin Duhul lui Dumnezeu. Să fim conștienți, Doamne, eu știu că lucrul ăsta pe care l-am făcut eu, prin el însuși, nu are cum, Doamne, să facă ceva grozav. Dar dacă tu, Doamne, vii tu cu puterea ta, dacă tu prin lucrul ăsta simplu pe care l-am făcut eu, prin Duhul tău, vei veni tu, Doamne, o să întâmple un lucru extraordinar. Doamne, eu știu că sunt o mamă, cum sunt, sau un tată, cum sunt, dar copilul ăsta pe care l-ai pus în casa mea, dacă tu mă vei binecuvânta, Doamne, va ieși ceva extraordinar de aici. Pentru că tu ai venit și ai locuit în casa noastră și tu ai lucrat. Doamne, cuvântul ăsta simplu pe care l-am spus la vecina mea, comportamentul ăsta pe care am încerput, încercat să-l am frumos înaintea colegului meu sau vecinului meu. Doamne, el nu e un lucru grozav în, din punct de vedere omenesc. Dar dacă tu, prin Duhul tău, vei pune putere în asta, să va întâmpla, Doamne, ceva, așa ar trebui să gândim. Și v-aș îndemna să gândiți așa. Două lucruri simple. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și împlinirea responsabilităților noastre simple. Vă spun, mulți dintre noi care suntem aici, noi tot discutăm, mă, de ce nu facem? Multe din lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat la dispoziția noastră și sunt foarte simple, ele nu sunt făcute pentru că noi avem mentalitatea asta să, să facă Dumnezeu ceva. Bă, dacă ar face Dumnezeu ceva. Fraților, legați la mâini. Samson tot legat a făcut. Ați văzut? Prima dată legat au omorât o mie de oameni, după aia legat au omorât trei mii. Legați la mâini dacă ai fi. Ascultă, dacă ai fi cu un căluș în gură și legat la mâini. Dacă vine Duhul lui Dumnezeu, vei face lucruri extraordinare. Nu așteptați. Fă lucrurile simple pe care ți le-a dat Dumnezeu. Fii credincios, cum spune Scriptura? În lucrurile? În lucrurile? Mici. Ah, mici. Vrem mari. Copilul tău are 18 ani? Că a venit în casa ta? Nu, întâi a fost cum? Mic și cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. Să nu credeți că în lucrarea lui Dumnezeu lucrurile funcționează diferit. Starea poporului Israel canalizat. Starea izbăvitorului compromis. Și în ciuda acestui fapt, lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să lucreze pentru poporul lui. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să lucreze pentru poporul lui. Dumnezeu a făcut o mare pagubă în ziua aceea. Nu doar înainte a făcut economică, acum a făcut o mare pagubă în oameni de război ale filistenilor. Un singur om. Un singur om. Noi ce așteptăm aici la șasa? Să fi mai mulți, nu? Să fim mai mulți. Să avem instrumente speciale. Și foarte mulți oameni în țara asta, ascultați-mă, trăiesc exact cu aceleași minciuni. Dacă am avea o transmisie live, ar fi oameni așa. Dacă am avea mai mulți tineri, dacă am avea mai mulți slujitori, dacă am... și eu aș vrea toate lucrurile astea, le-aș vrea pe toate. Și multe altele. Dar nu în asta stă puterea. Este o înșelătorie. Știți care este înșelătoria? Să aștepți până Vei avea tu nu știu ce. Nu, frate, lucrează cu ce ai acum. Dacă aș avea nu știu ce, m-aș apuca de o casă. Dacă aș avea nu știu ce, m-aș apuca să mă. Nu. Începe cu ce ai, nu? Și vei vedea că încetul, încetul, să se va, se va întâmpla ceva. Ăsta este modul lui Dumnezeu obișnuit de a lucra. Nu vă lăsați înșelați. Nu vă... Să nu ajungeți niciodată la disperare. Să nu ajungeți niciodată la disperare. Să nu ajungeți niciodată la disperare. Uitându-vă la voi înșivă. Sigur, dacă te uiți și zici, Doamne, ce am ca să fac mare asta izbăvire? Uite, am probleme cu copii. Ce, ce am? Ai o falcă de măgar. Lasă-i, mai bine să rămână așa. Nu o să va rezolva niciodată nimic. Ce s-a întâmplat dacă Samson gândea așa? Ăsta e un lucru de apreciat la Samson, să știți. Ăsta este un lucru de apreciat la Samson. Vă aduceți aminte când Samson stă de vorbă cu Iuda, îi spune, jurați-mi că nu mă veți omorâ. Nu te omorâm, l-au legat cu funii noi, să țină bine, nu e așa? Și Samson ce a zis? A, experiența mea trecută îmi spune că ce... asta e un lucru extraordinar la el. Cu toate defectele lui, ăsta este un lucru extraordinar la el. S-a lăsat dus în locuri în care, din punct de vedere uman, nu avea cum să scape. Din punct de vedere uman, nu avea cum să facă absolut nimic. Nimeni nu i-a zis de Samson, a, că toți au căzut funile, hai să-ți dăm o sabie sau o suliță ca să ne luptăm cu tine. Nu, 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 nu e așa. Nimeni nu i-a dat nimic. Singurul lucru pe care l-a găsit a fost o facă de măgar. Pentru că puterea Biruința nu a stat în Samson, ci a stat în Duhul lui Dumnezeu. Dar e o tragedie să nu recunoști după aceea și să spui, te bați cu pumnul în piept și să zici, băi, grozav sunt. Faceți-mi careva o poezie, dar nu-i nimina. Lasă că mi-o fac eu. În indic eu steagul biruinței. Nu uitați lucrurile astea două, în închiere. Puterea Duhului Sfânt de care trebuie să depinde fiecare dintre noi și responsabilitatea fiecăruia de a face ceva. Degeaba am predicat dimineața asta, dacă noi ne ducem în continuare la casele noastre, sau dacă continuăm să venim în continuare la adunare, uita, suntem o adunare aproape plină și tot nu facem nimic. Zici, da, bine, -o zis, bă, așa e, da, bă, da. Dar eu n-am cum, eu n-am cum. Nu, 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 este greșit să știi. Fiecare dintre noi, nu toți trebuie să ne suim la învă, dar fiecare dintre noi, în societate, în familie și în biserică, ca astea trei sfere mari în care activăm, avem ceva de făcut. Avem mici instrumente care ni sunt lăsate pe acolo la îndemână. Cu ele pot face ceva. Nu mai ai grijă să nu fie prin compromis. Că prin compromis nu vei ajunge bine. Samson a asta făcut. Și totuși Dumnezeu a lucrat și așa, nu e așa? Mare este lucrarea lui Dumnezeu. Mare este puterea lui Dumnezeu. Mare este înțelepciunea lui Dumnezeu. Când ciuda unui asemenea popor și unui asemenea om, el totuși a dat mari izbăviri. Dumnezeu să ne dea și nouă izbăvirile acestea. Și noi să ne punem la treabă. Amin! Amin. A spus amin. Și ce înseamnă amin, nu? Amin. amin înseamnă așa să fie. Înseamnă că ai spus amin. Bă, te vei duce de aici și eu ce o să fac acum? Că așa am zis, am zis amin, că Dumnezeu te-a auzit că ai zis amin. Acum n-ai să dormi noaptea zici, bă, Andrei, am spus amin, frate, Andrei, am spus amin și azi noapte mă gândeam. Am zis amin că o să fac, o să... Trebuie să, am, trebuie, să ai un plan de bătaie, trebuie să ai niște lucruri la care să te gândești, ce pot eu să fac pentru adunare, pentru poporul lui Dumnezeu, da? Nu, mulți visau, am ajuns să fiu misionar în Africa. Păi tu nu ai avut curaj să-i spui la frate tu despre Domnul Isus și tu te duci în Africa. Ce să faci la Africa? Că nu știi nici limba, nici nimic. Când o să te vadă, o să se spere de tine. Da? Doamne, ajută-ne. Amin. Amin. A doua oară.